Bine v-am regăsit! Sunt sigur că ați auzit cu toții, nu odată, că Universul este în expansiune. Din păcate, există multe interpretări greșite legate de acest fenomen și de aceea m-am hotărât să vorbesc despre ele. Să vedem întâi, pe scurt, de unde vine această idee, de unde știm că Universul este în expansiune. Ați auzit cu toții sunetul sirenei, ambulanței sau pompierilor și probabil ați observat că atunci când sirena se apropie, sunetul este mai înalt și atunci când se îndepărtează, sunetul este mai jos. Sau același fenomen are loc la trecerea unui tren pe lângă noi, așa cum puteți vedea și auzi imediat. Acest efect se numește efect Doppler. Vă prezint o animație realizată de profesorul Walter Fendt, care are un site cu foarte multe și interesante materiale intuitive pentru fizică și matematică și puteți vizita site-ul respectiv, găsiți link-ul în descriere. Și în această animație puteți vedea cum atunci când sursa unor unde, în acest caz unde sonore, se mișcă, undele se apropie unele de altele, se îndeasă în fața sursei și se distanțează în spatele ei. Acest lucru duce la creșterea frecvenței sunetului când sursa se apropie de observator și la scăderea frecvenței sunetului atunci când sursa se îndepărtează. Proprietatea senzației de sunet, care se schimbă odată cu frecvența, este înălțimea. Deci, atunci când o sursă sonoră se apropie, auzim sunetul produs de ea mai înalt și atunci când se îndepărtează, auzim acest sunet mai jos. Să mai ascultăm odată trenul. Senzația de lumină este produsă și ea de unde, de data asta unde electromagnetice, dar n-are importanță și în cazul undelor electromagnetice se produce efectul Doppler. Ceea ce înseamnă că dacă o sursă de lumină se apropie de noi, atunci frecvența luminii pe care o percepem este mai înaltă decât frecvența emisă, iar dacă sursa se îndepărtează de noi, atunci frecvența luminii pe care o percepem este mai joasă decât frecvența luminii emise de sursă. Iar frecvența undelor electromagnetice are corespondent în senzația luminoasă senzația de culoare. Aici puteți vedea spectrul continuu al culorilor pe care le putem observa noi oamenii. Violetul corespunde celei mai mari frecvențe pe care o putem percepe, fiind deci echivalentul celui mai înalt sunet pe care îl putem auzi, iar roșul corespunde celei mai joase frecvențe pe care o putem percepe, fiind deci echivalentul celui mai jos sunet pe care îl putem auzi. Din tot ce am spus până aici, rezultă că dacă o sursă se deplasează, așa cum vedeți în al doilea desen, se deplasează spre dreapta, așa cum arată săgeata albă, cei din fața sursei vor vedea lumina emisă de sursă deplasată spre violet. De pildă, dacă vă uitați la celălalt desen, de pildă verdele devine violet sau galbenul devine verde, iar cei din spatele sursei vor vedea frecvența luminii mai joasă decât este, ceea ce înseamnă că vor vedea o culoare deplasată spre roșu. De pildă, dacă vă uitați pe desenul de sus, verdele devine galben sau portocaliul devine roșu. Fiecare element chimic emite în anumite condiții culori specifice lui, numite linii spectrale, așa cum vedeți în acest desen. În stânga sunt câteva linii spectrale ale unor elemente chimice care se găsesc în Soare, iar în dreapta vedeți aceleași linii spectrale emise de aceleași elemente chimice, dar care provin de la stele care se găsesc în galaxii foarte îndepărtate.
După cum se poate ușor observa, toate liniile spectrale sunt deplasate spre roșu. Și acest lucru arată clar că galaxiile din care provine lumina se îndepărtează de noi. Frecvența pe care o măsurăm noi este mai mică decât frecvența de emisie. Putem calcula din valoarea deplasării liniilor spectrale spre roșu viteza cu care o anumită galaxie se îndepărtează de noi. Primul astronom care a măsurat aceste deplasări spre roșu pentru mai multe galaxii și a calculat în acest fel viteza cu care galaxiile se îndepărtează de noi a fost Edwin Hubble în anul 1929. El a observat următorul fenomen. Cu cât o galaxie este mai departe de noi, cu atât se îndepărtează de noi cu o viteză mai mare. În acest fel a apărut prima dovadă a expansiunii Universului. De-a lungul timpului au fost găsite multe alte dovezi ale acestei expansiuni, dar despre ele voi vorbi cu altă ocazie. Important este că azi știm cu siguranță că ceea ce a observat Hubble este adevărat, Universul este în expansiune și cu cât privim mai departe, cu atât vedem corpuri cosmice care se îndepărtează de noi cu viteze mai mari. Și acum vă propun un model pentru această expansiune a Universului. Să presupunem că în centrul acestui desen, punctul roșu reprezintă galaxia noastră. Deci și noi suntem undeva acolo. Punctele albe reprezintă alte galaxii, unele mai apropiate de noi, altele mai îndepărtate. Și acum să ne imaginăm că tot ceea ce vedem a fost desenat pe suprafața de cauciuc a unui balon. Priviți ce se întâmplă dacă umflăm balonul și suprafața lui se întinde și privim restul suprafeței din punctul roșu. Să mai vedem o dată și de data asta să suprapunem imaginea inițială cu cea finală ca să comparăm cu cât s-a îndepărtat fiecare galaxie de galaxia noastră în timpul observației. După cum se vede, cu cât o galaxie este mai departe, cu atât s-a îndepărtat mai mult de noi în intervalul de timp care a trecut, ceea ce înseamnă și că a avut o viteză mai mare față de noi. Și acum imaginați-vă același tip de mișcare în trei dimensiuni. De pildă un aluat în care se găsesc stafide și aluatul dospește. Și atunci toate stafidele se îndepărtează unele de altele, mișcându-se odată cu aluatul. Și aveți un model al expansiunii Universului. Dar orice model are limitele lui. Și cu toate că modelul pe care vi l-am prezentat explică bine anumite aspecte ale expansiunii Universului, induce în eroare în ceea ce privește alte aspecte. Și tocmai aceste lucruri vreau să le analizăm acum împreună. Să vedem întâi care sunt lucrurile pe care modelul nostru le descrie corect. 1. Faptul că în modelul pe care l-am prezentat, galaxiile se îndepărtează de noi cu atât mai repede cu cât sunt mai departe, nu înseamnă că galaxia noastră, și deci noi, am avea o poziție privilegiată în Univers. Pentru că dacă am alege un alt punct de pe suprafața balonului, am vedea același lucru. Că toate celelalte puncte se îndepărtează de el și că viteza cu care se îndepărtează este cu atât mai mare cu cât punctele sunt mai departe. La fel, și dacă am fi în altă galaxie, am vedea același lucru pe care îl vedem de aici. Din oricare galaxie din Univers, am privit restul Universului, am vedea că celelalte galaxii se îndepărtează de noi cu o viteză care este proporțională cu distanța de la noi până la ele. 2. Gândiți-vă din nou la punctele de pe suprafața unui balon care se umflă. Ele se îndepărtează unele de altele fără a se mișca pe suprafața balonului. Adică ele nu alunecă pe suprafața balonului, ci se mișcă odată cu suprafața respectivă.
Nici în cazul galaxiilor, creșterea distanței dintre ele nu se datorează mișcărilor prin univers, deplasărilor prin spațiu, ci se datorează expansiunii universului care face ca geometria spațiului să se modifice așa cum se modifică și suprafața elastică a balonului, modificându-și atât suprafața cât și forma. Voi reveni la acest aspect. Să vedem acum care sunt aspectele acestui model care duc la concluzii greșite, care induc în eroare. Primul aspect. Dacă desenăm pe balon un cerc roșu în locul punctului roșu care reprezintă galaxia noastră și câteva galaxii din jurul nostru, observăm că atunci când balonul se umflă, nu crește doar distanța dintre galaxii. Cercul roșu și galaxiile își măresc și ele dimensiunile în timpul acestui proces. Să vedem. De aici, unii au tras concluzia că și galaxiile, stelele, planetele și corpurile care se găsesc toate într-o galaxie își măresc dimensiunile odată cu expansiunea Universului. Nu este așa. Galaxiile și tot ceea ce se găsește în ele, de pildă sistemul nostru solar, nu suferă acest proces de expansiune, deoarece sunt sisteme legate prin forțe gravitaționale, iar corpurile din ele sunt legate prin forțe între atomi. Expansiunea nu modifică dimensiunile galaxiei, a stelelor, a planetelor, a corpurilor. Ea modifică doar distanțele uriașe intergalactice, acționează doar la distanțe astronomice și asupra corpurilor care nu sunt legate practic prin forțe. Al doilea aspect. Balonul se umflă, mărindu-și volumul pe care îl ocupă din spațiul înconjurător. De aici, unii au tras concluzia că și Universul trebuie să se extindă în ceva. Din nou, modelul induce în eroare, pentru că spre deosebire de balonul care se umflă, expansiunea Universului este un fenomen intern, un proces intern. Și nu se face prin creșterea dimensiunilor Universului, mai ales că e foarte posibil ca Universul să fie infinit și atunci cum să mai crească, și nici nu poate fi văzută din exterior, mai ales că poate nici nu există niciun exterior. Cu alte cuvinte, Universul nu-și mărește dimensiunile extinzându-se în ceva din exteriorul lui, așa cum face un balon. Expansiunea este o proprietate a lui, a Universului, intrinsecă, care face să crească în timp anumite distanțe astronomice și este o consecință a teoriei relativității generale. Astronomii și astrofizicienii numesc acest fenomen, această proprietate a Universului, schimbarea metricii spațiu-timpului. Astronomii au reușit să calculeze rata de expansiune a Universului, adică să găsească o relație care să ne permită să calculăm cu ce viteză se îndepărtează în medie de noi galaxiile care se găsesc la o anumită distanță. Ultimele evaluări arată că rata de expansiune este cuprinsă între 67 și 74 de kilometri pe secundă pe megaparsec, așa cum vedeți scris. Găsiți, dacă vă interesează, definiția parsecului în Wikipedia, este unitate de măsură pentru distanțe astronomice și are valoarea de aproximativ 3,3 ani lumină. Această rată a expansiunii ne arată că galaxiile care se găsesc la distanța de 1 megaparsec de noi se îndepărtează de noi în medie, datorită expansiunii Universului, cu o viteză de 70 de kilometri pe secundă aproximativ. Cele care se găsesc la distanța de 2 megaparsec se îndepărtează cu o viteză dublă de 140 de kilometri pe secundă și așa mai departe.
Un lucru foarte interesant despre care voi vorbi cu altă ocazie este acela că rata de expansiune a Universului se schimbă în timp. Și deocamdată nu știm de ce, avem o ipoteză, cea mai probabilă, ipoteza energiei negre. Și acum încă un lucru care produce confuzie și care nu este legat de modelul balonului, ci de rata de expansiune a Universului. Așa cum ați văzut, rata de expansiune ne permite să calculăm cu ce viteză se îndepărtează de noi galaxiile care se găsesc la o anumită distanță. Ei bine, dacă facem acest calcul pentru galaxiile care se găsesc la aproximativ 13,8 miliarde de ani lumină distanță de noi, și nu întâmplător 13,8 miliarde de ani este chiar vârsta Universului, dar despre asta voi vorbi cu altă ocazie. Deci dacă facem acest calcul, găsim că aceste galaxii se îndepărtează de noi cu viteza luminii. Și atunci, pe bună dreptate, apare întrebarea, dar cele care sunt mai departe, se îndepărtează ele de noi cu viteze mai mari decât viteza luminii? Răspunsul este că da. Dar cum este posibil acest lucru? Viteza luminii nu este viteza maximă cu care un obiect se poate mișca prin univers? Vă amintiți observația pe care am făcut-o de două ori legată de modelul balonului? Și anume că punctele de pe balon se îndepărtează unele de altele, dar nu alunecă pe suprafața balonului, nu se mișcă față de suprafața balonului, ci se mișcă împreună cu ea. Aici modelul este foarte bun. Viteza luminii ar fi echivalentul unei viteze maxime cu care punctele de pe balon s-ar putea mișca alunecând pe suprafața balonului. Dar chiar dacă această viteză este limitată, viteza cu care punctele se îndepărtează unele de altele poate să fie mai mare decât viteza respectivă, pentru că, repet, punctele nu se mișcă față de suprafață, ci se mișcă odată cu suprafața respectivă. Același lucru se întâmplă în cazul mișcării galaxiilor. O galaxie sau orice corp din univers are într-adevăr o viteză maximă, viteza luminii, cu care se poate mișca prin spațiul universului. Dar îndepărtarea galaxiilor față de, să zicem, față de noi, nu se face datorită mișcărilor prin spațiu, datorită mișcărilor într-un sistem de referință legat de galaxia noastră, ci datorită modificării geometriei spațiului dintre galaxii. Gândiți-vă la un om care are o anumită viteză maximă de alergare. Și acum gândiți-vă că el aleargă pe o bandă rulantă care se îndepărtează de noi. Omul aleargă în același sens. Cu toate că viteza lui are o limită maximă de alergare față de bandă, el se îndepărtează de noi cu o viteză mai mare decât acea viteză maximă de alergare, pentru că aleargă pe bandă care și ea se îndepărtează de noi. La fel, în cazul Universului, galaxiile au o viteză maximă cu care se pot mișca prin univers, dar spațiul este ca o bandă rulantă elastică care se îndepărtează de fiecare punct de observație din univers și care se mișcă cu atât mai repede cu cât privim mai departe, pentru că e o bandă rulantă elastică, și antrenează această bandă elastică cu ea tot ceea ce se găsește în interiorul ei. Dacă ați crezut că tot ceea ce se găsește în univers își mărește dimensiunile datorită expansiunii universului, sau că universul se umflă ca un balon într-un spațiu exterior, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!